Why are you in Brussels? La Bruxelles sunt de câteva zile într-o deplasare de serviciu unde am întâlniri cu foarte mulți reprezentanți din comisiile permanente ale statelor membre a Uniunii Europene, dislocați aici în Bruxelles și cu deputații ai Parlamentului European. Subiectul acestor discuții, la fel ca și în toate delegațiile în care am participat de acum două luni, sunt legate de un mare pericol pe care îl semnalăm aici, de mesajul că țara noastră este captivă unui oligarh, de mesajul pe care vrem să-l deturnăm în raport cu aceste povești pe care vine să le povestească guvernarea noastră partenerilor externi și din dorința de a reîntoarce în țara noastră un adevărat parcurs european. How can you defend yourself from distance? Because you're not in Moldova. Este mai ușor decât dacă aș fi în Moldova, deși regret foarte mult că acum, din cauza că Plahotniuc a reușit prin interpușii săi să facă astfel încât toate persoanele pe care le apăr eu să rămână acolo acasă, neajutorate, și de asemenea a obținut pe o perioadă foarte scurtă reducerea la tăcere a foarte multor persoane care sunt apărați de mine pe dosare foarte serioase, împotriva lui inclusiv. Deci, deocamdată, este doar acest defect care deranjează. În rest, apărarea mea în Uniunea Europeană este una mult mai eficientă decât cea care este Moldova. Eu am întâlnit persoane cărora le-am dat cu lux de amănunte toate informațiile cu privire la crimele comise de acest regim și toate informațiile care le am în posesie și urmează să le mai primească. Odată cu venirea mea și cu venirea multor compatrioți pe care i-am motivat să vină să vorbească cu oficialii europeni, se va afla adevărul despre ceea ce nu vrea să spună Plahotniuc și despre ceea ce minte zi de zi Filip, Candu și toți interpușii săi. You said that the case against you is political. What is your proof that this is actually a political case against you? Da. În primul rând, este vorba de mai multe persoane care mi-au încredințat apărarea și aceste persoane au fost caracterizate în mod primar drept martor cheie împotriva lui Plahotniuc. Este vorba de Vyacheslav Platon, care a declarat pentru o țară întreagă, acolo, în Moldova, în interior, dar și pentru investigațiile care acum derulează în exterior, date foarte serioase cu privire la implicarea lui Plahotniuc în spălarea celor 21 de miliarde de dolari americani prin intermediul sistemului financiar bancar în Republica Moldova și, de asemenea, implicarea directă a lui Plahotniuc la controlul și, de fapt, monitorizarea organelor abilitate cu acea răspundere legată de frauda bancară, deoarece dețin probe foarte serioase că Plahotniuc a uzurpat puterea de stat în Republica Moldova. În casa mea au avut loc percheziții nocturne. A fost făcută percheziție într-o casă în care eu juridic nu am nicio atribuție, doar pentru ca să fie intimidate rudele mele. A fost hărțuită mama mea, fiul meu, tatăl meu. S-a ajuns la hărțuirea familiei și din asta înseamnă un singur lucru. Plahotniuc încă mai speră că poate să minimalizeze vocile noastre care au ajuns în exterior. Speranță deșartă, Plahotniuc, pentru că deja cu toate probele pe care le am de la Vyacheslav Platon, eu sunt aici în Uniunea Europeană și ele sunt date organelor corespunzătoare. De asemenea, este vorba de cazul Sergiu Cebotar, cel care a descoperit traficul de droguri și anabolizante prin intermediul Poștei Moldovei și aceasta este o instituție subjugată de Plahotniuc, controlată de Partidul Democrat și noi știm foarte bine acest lucru. Sergiu Cebotar riscă cu viața acum și Sergiu Cebotar a riscat foarte mult în momentul în care a vorbit în fața unei comisii parlamentare. A riscat și acel deputat, îi spune Gheorghe Kobzac, este unul din oamenii onești în această țară, care a făcut un raport parlamentar cu privire la elucidarea traficului de anabolizante și droguri în momentul în care organele investigative nu au dorit să facă acest lucru. Și astăzi cunoaștem foarte bine că în Germania deja primele persoane sunt arestate, cei care au avut de a face cu traficul de droguri și anabolizante. Iar eu sunt apărătorul lui Sergiu Cebotar și promovez mesajul lui și voi apăra poziția acestui om și securitatea lui aici, prin intermediul celor care în Uniunea Europeană pot institui adevărate garanții și nu false ca la noi. Sunt totodată și un promotor a mișcărilor civice în Republica Moldova și doar pentru faptul că am ieșit pe 27 august cu mișcarea Nu mă tem, alături de concetățenii mei onești și demni, ca să-i spunem lui Pavel Filip să nu cheltuie zeci de milioane pentru sărbătorirea Zilei Independenței, atunci când avem copii orfani, bătrâni, neajutorați și oameni ce mor prin spitale,
am fost stropiți cu gaze și tratați cu violență de către poliție care nu a fost până astăzi pedepsită. Iar acest caz de asemenea a ajuns în rapoartele europene.